Culiță Sterp a fost implicat într-un accident rutier, în Cluj-Napoca. Manelistul a intrat cu mașina într-un autoturism Dacia Logan. Celălalt șofer a ajuns de urgență la spital. Traficul a fost blocat minute în șir. Culiță Sterp a fost implicat într-un accident rutier. Echipajele ajunse la fața locului i-au acordat îngrijiri medicale posesorului de Dacia Logan, iar ulterior a fost transportat la spital. Potrivit primelor informații, manelistul s-ar fi urcat beat la volan. Mai mult, manelistul ar fi părăsit locul accidentului, fără încuviințarea organelor de cercetare. După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto de 30 de ani nu ar fi rămas în zona respectivă, fiind ulterior identificat de polițiști. Aparatul etilotest a indicat concentrație de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat, au transmis oamenii legii. Acesta a fost dus și la spitalul județean unde i s-au recoltat probe de sânge pentru a se stabili exact care a fost alcoolemia. Martorii spun că traficul a fost blocat, iar mai multe ambulanțe au ajuns la fața locului. La fața locului s-a intervenit cu o autospeciala de stingere și descarcerare și un echipaj de terapie intensivă mobilă, ambulanta SMURT. Victima în vârstă de 32 de ani a fost transportată la spital în stare stabilă. Culiță Sterp mergea să filmeze un videoclip spre lacul Tarnița, iar cu câteva ore înainte de nefericitul eveniment, acesta postase câteva Insta Story-uri în care conversa cu o bătrânică.